Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați iubitori ai sportului, la o nouă întâlnire pe emisiunea Derby pe frecvențele postului de televiziune RTV Galați Brăila. Fotbalul gălățean parcurge cea mai fastă perioadă din ultimii 7 ani, grație în primul rând de echipei Supporter Club Oțelul, lider în Liga a doua și calificată în faza grupelor din Cupa României, dar și a reprezentantelor din Liga a treia, Sporting Liege și Unirea Braniștea, care au o evoluție destul de bună în seria din care fac parte. Dacă acest lucru a creat și o emulație în rândul celorlalte echipe din județ, încercăm să aflăm de la președintele Asociației Județene de Fotbal Galați, Liviu Ciubotariu. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Liviu e și observator federal la Liga 1, fost arbitru prim divizionar, dar și tatăl unui posibil viitor goalkeeper la Oțelul. Nu mai e la Oțelul. Știu că nu mai e la Oțelul, da. Cine știe viitor? Da. Ne bucurăm faptul că, iată, fotbalul gălățean dă semn că poate reveni acolo unde a fost mult timp sau poate e prematur să ne pronunțăm. Încă este de vreme. Într-adevăr, este un început bun, care sperăm să fie confirmat cel puțin până la finalul acestui tur de campionat, când se face acel play-off și play-out. Da. Atunci vom putea să tragem linie și să vedem dacă s-a îndeplinit principalul obiectiv, de fapt, accederea în play-off al începutului de sezon. Da, e un obiectiv, să spun așa, intermediar, declarat, da, intermediar, exact. Ținta, de fapt, promovarea. Dar... Să avem răbdare, nu mai e mult până. Da. Ca președinte al Asociației Județene de Fotbal, ești organizator al ligilor 4 și 5. Care e situația la acest nivel? Care e numărul echipelor înscrise comparativ cu sezonul trecut? Și cum apreciezi nivelul competiției în cele două eșaloane valorice? Da. Am început ambele eșaloane de seniori. Pe lângă eșaloane de seniori avem și juniori, toate competițiile de juniori de la nivel județean. Liga 4 a început-o deja de 4 etape, Liga 5 de 3 etape. Pot spune că au avut și acolo loc schimbări majore. În ceea ce privește Liga 4, am avut o echipă promovată, Unirea Braniștea, de care ai amintit, care este pe locul 5 la nivelul Liga 3, deci destul de bine se prezintă. Am avut o echipă retrasă, Quantum Club Galați. Era singura echipă de seniori din Galați, în afara Oțelului. Echipă nesusținută de nimeni, decât de un privat care a fost sincer și a zis: domnule, nu știu dacă pot să țin până la finalul campionatului și decât să încurc. L-am apreciat pentru acest lucru, decât să încurc și să mă retrag în timpul campionatului sau în pauza dintre tur și retur. Mai bine fac o pauză și poate revin la anul, dacă vor fi condițiile financiare îndeplinite. Dar e chiar așa o povară, să spun, între ghilimele? Singur nu poți. Păi marea majoritate a echipelor sunt susținute de primării. Uh-huh. Au o primărie în spate. Singur privat este destul de greu. El a ținut foarte mulți ani echipa singur, cu prietenii lui și cu ajutor, nu știu dacă a obținut într-un an sau doi de la Consiliul Local Galați finanțare. Da. Celelalte? Așa, după aia au mai dispărut încă două echipe. Răzei și Valea Mărului, echipa care, într-adevăr, a terminat pe ultimul loc anul trecut campionatul Ligii a 4-a. O echipă care a fost înscrisă și anul trecut pe parcurs, fiind a 12-a echipă și o echipă, într-adevăr, care nu era, să zicem, de nivelul Ligii a 4-a. S-au dus la Liga a 5-a, neavând nici echipă de juniori în deschidere. Începând cu acest sezon, am pus și condiția, adică revenirea la Under 19 în deschidere, Under 19 județean. Uh-huh. În deschidere a fost 2 ani pauză cu pandemia, fiind greu să faci și la copii teste și acele condiții greu de îndeplinit, financiare împovărătoare. Și le-am zis că din acest sezon vom juca și cu Under 19 în deschidere, asta fiind o condiție. Și cred că aici s-au împotpolit și cei de la Vânători, aceste Vânători. S-au dus la Liga a 5-a, tot așa motivând că nu au echipă de juniori în deschidere. Un lucru surprinzător, Avântul Vânători, de când mă știu eu, de când sunt în fotbal, au fost tot timpul la nivelul primului eșalon județean, Liga 4-a, Divizia D, cum se chema înainte. Acum au făcut acest pas înapoi, sper să fie doar pentru un an și să revină anul următor.
Sunt la o zvârlitură de băzi de Galație. Sunt una dintre cele mai bogate comune, într-adevăr. Aveau au și un stadion în construcție. Un club privat, din câte știu eu, care își o să vorbim și de acel club privat. Ăla este surpriza plăcută. Da. Au și un stadion în construcție care încă nu este gata. Ei au vestiare, au tribune. Suprafața de joc încă nu este gata. S-au făcut acolo niște greșeli în aprecierea creșterii ierbii, cazonului și încă nu e funcțional. Sperăm ca la anul să revină. Nu cred că e problema de bani la vânător, de asta vreau să zic. Este o comună foarte bogată, una dintre cele mai bogate din județul nostru și ar fi păcat să nu revină la Liga A4. Păi sunt reședințele ale gălățenilor. Da, acolo sunt foarte și mulți. Mine nu știu dacă au toți domiciliul pe vânători, asta. N-au domiciliu, dar au proprietăți acolo și se plătesc impozite. Absolut, da. Plus firme. Da, și cred că Metro, de exemplu. De la Metro încolo, toată lumea. De la Metro, toate firmele acelea plătesc impozitele la... Plătesc comunei vânători, da. Da. Deci ne-am trezit fără patru echipe. La un moment dat aveam doar 8 echipe la Liga A4. Surpriza plăcută de data aceasta a fost venirea a primelor 3 de la Liga A5-a. Respectiv ACS Lascăr Schela, Siretul Cosmești și Luceafărul Berești. Trei echipe de la primele trei clasate la nivelul Ligii A5-a sezonul trecut au venit la Liga A4-a și apoi a mai fost echipa din Matca, Avântul Matca, care s-a transformat în Alegria Matca. Nu, avea un club. Avântul Matca nu era un club cu CIS de la Ministerul Tineretului și Sportului, și era un club cu CIS de la Direcția Județeană de Sport. Și acest Alegria Juventud Sport era un club de copii și juniori. Antrenorul echipei de seniori din Matca, fiind proprietarul acestui club, deținătorul acestui club, au făcut foarte ușor trecerea către primărie și au venit la nivelul Ligii A4. Și Matca, la fel, o comună foarte mare, o comună bogată, a județului Galați. Și ne bucurăm că revine la nivelul Ligii A4. Și internațional, că am înțeles vin și străini acolo cu tirurile să cumpere. Astfel am reușit să refacem 12 echipe la nivelul Ligii A4 și să începem sezonul, așa cum v-am zis, deja 4 etape disputate. Deja s-au cam văzut echipele pretendente la locul întâi. Se pare că nu va mai fi, ca și anul trecut, o diferență foarte mare, va fi mai echilibrat. Avem Voința cu Dalb, care a câștigat toate meciurile, dar în spatele lor avem echipe bune și surprize chiar, deci avem echipe bune ca și Gloria Ivești, ca și Muncitorul Ghidigeni, Covurluiu Târgu Bujor, echipă bună și cu o bază foarte bună, și surprizele nou promovate. Siretul Cosmești, un început foarte bun, chiar și Luceafărul Berești, o echipă care au transferat mare parte din jucătorii de la Quantum am văzut, care va fi o echipă bună în acest sezon. De asemenea, zic eu, Agrostartul Lucești va fi o echipă bună în acest sezon. Echipa din Berești este susținută acum de municipalitatea orașului. Da, primăria orașului, da. La sezonul trecut primarul o susținea, dar nu și primăria, din câte știu eu. Eu cred că da, e susținută. Chiar am avut, chiar m-am bucurat, am avut un derby orășenesc. Chiar în prima etapă a Ligii A4-a, Covurluiu, Târgu Bujor, Luceafărul Berești. Cele două orășele din județul Galați s-au întâlnit între ele. Este pentru prima oară în ultimii ani, în ultimii mulți ani, în care se întâlnesc în primul eșalon valoric al Ligii Județene. Da, se anunță un sezon echilibrat în care oricine bate pe oricine. Chiar și echipele din subsolul clasamentului au făcut surprize, au reușit să bată echipele mai bine cotate. Vom vedea la final ce se va întâmpla și vom vedea echipa care va merge la baraj, dacă va reuși să facă, sperăm să facă pasul către eșalonul 3. Și la Liga A5-a? La Liga a 5 au plecat, da. Două au venit. Deci au plecat 4, nu 3, primele 3 plus Matca, au plecat 4 la nivelul Ligii a 4-a. Au venit cele două, Vânători și Valea Mărului. Și am avut și două echipe, avem și două echipe noi. Este vorba de Victoria Slobozia Conachi, o nouă echipă din Slobozia Conachi. Nu are nicio legătură cu vechea echipă care s-a luptat mulți ani pentru locul 1 la nivelul Ligii A4, Zimbru, Slobozia Conachi, este o echipă nouă, un finanțator privat.
și Sporting Galați, ACS Sporting Galați, care este un club de junior, copii și juniori. Este primul club care face pasul către seniorat. Copiii au crescut și așa cum discutam și în alte emisiuni, la noi la Galați cam până la 15 ani reușesc cluburile private să facă față. Când trebuie să treacă mai sus, ori la nivel național, ori la nivel de seniori, nu a reușit nimeni. Iată că anul acesta Sporting Galați au mai adus și câțiva seniori în echipă, dar marea majoritate sunt copii de 16, 15, 16, 17 ani. Și joacă la nivelul Ligii a 5-a, le dau continuitate copiilor, nu-i pierd, cum îi pierd alte cluburi. Sperăm să fie de bun augur și să fie un început. În țară se practică acest lucru, deci nu suntem singurul județ din țară unde cluburile de seniori își înscriu echipe la nivelul județului, la nivelul Ligii a 4-a, Ligii a 5-a. Avem un exemplu de la Bacău, că am umblat sezonul trecut cu cei de la Oțelul și i-am întrebat pe cei de la Dinamo Bacău și i-au mărturisit că și ei s-au trezit anul trecut în Liga a 3-a printr-un concurs de împrejurări, da, că nu s-au prezentat niște echipe la baraj. Dar ei tot așa, erau un club de juniori care, au crescând copiii, s-au înscris și ei în Liga a 4-a, da. Au câștigat, n-aveau pretenții la promovare, dar au promovat și după aceea s-au dus să se împrumute de bani ca să poată să achite garanțiile la federație. Acum au făcut o colaborare cu FC Bacău, echipa privată a lui Cristian Ciocoiu. Uh-huh. Chiar am văzut săptămâna trecută la Liești, au jucat cu Braniștea, mi se pare o echipă foarte organizată. Ne sperăm, da, ca și echipele noastre trecut de juniori. Da, da. Da, o echipă foarte organizată, cu mulți copii într-adevăr în echipă. Da, da. Deci sperăm să fie un început de drum și să avem și alte echipe, că avem peste 20 de cluburi de copii și juniori la nivelul județului Galați. Eu cred că sunt mai multe. Dacă le luăm 20 afiliate, nu le luăm și pe cele afiliate care joacă în curtea școlii. Acolo e mai greu, acolo e altceva. E doar deci taxe, 20 de cluburi afiliate cu acte în regulă sunt în peste 20, da, da, la județ. Da. În afară de Galați, deci Tecuci. Tot județul Galați, da, da. Tot județul Galați. Tecuci, Pechea, Slobozia, Conache, unde avem. Ivești. Uh-huh. Deci sunt și la... Da, sunt și mediul rural. Da, mediul rural, cluburi private de copii, da. Ce echipe au surprins plăcut? Așa, și am rămas cu 15 echipe, când am terminat cu Liga a 5-a. Deci au venit cele două echipe noi și au plecat cele patru la Liga a 4-a, au venit cele două de la Liga a 4-a. În mod normal eram complet, eram cu 16 echipe. Am făcut ședința de început a sezonului. După ședință a dispărut cea de-a doua echipă din Tudor Vladimirescu. Știți că acolo erau două echipe, era singura comună, adică singura... Comună mai avem Smurdan și Cișmele, unde sunt două echipe. La Tudor Vladimirescu era echipa primăriei și echipa privată. Echipa privată nu a mai putut face față cheltuielilor, clar, din punct de vedere financiar. Și au făcut un pas în spate, stricându-ne toată programarea, refăcând tot programul. Deci de-aia zic că l-apreciez pe președintele de la Quantum, care ne-a zis de la început: domnule, nu pot să fac față, ca să nu vă stric. Am fost nevoie să începem cu 15 echipe. Nu am mai găsit pe 16 echipă, deși au fost discuții cu mai multe comune din județ care vor să se înscrie. Sperăm că la anul să se înscrie, anul următor fiind și an electoral 2024. Știți cum se întâmplă de fiecare dată. Dar sunt unele echipe care vor, care au bază sportivă, dar nu și-au făcut actele. Nu își fac actele, trebuie să constituie un club, să-ți faci ori un club de drept privat, ori un club de drept public, ca să te înscrii în competiție, să poți să activezi și să poți să primești finanțare de la Consiliul Local. Să fie tot în regulă, să nu vină apoi Curtea de Conturi și să aibă probleme în primăria. Da, și am început cu 15 echipe și aici se anunță echilibrat. După trei etape chiar nu-mi dau seama. Este o echipă, este Viitorul Costache Negri pe locul întâi cu 7 puncte și apoi sunt o serie de 4 echipe cu 6 puncte. Este foarte echilibrat. Și aici vom vedea echipele și cum se vor alege pe parcursul campionatului. Și cine va dori, într-adevăr, să facă pasul spre Liga 4, că asta e important.
Diferența între cele două ligi o constituie numai această echipă de juniori, Under 19. Cresc cheltuielile la Liga a 4-a față de Liga a 5-a, în afară de cheltuielile, să spunem, cu Nu, echipa este echipa de juniori care de juniori. mari cheltuieli nu necesită, dar e deplasarea, în special Da. deplasarea acasă, nu e nicio cheltuială. Baremuri mai mari. Baremurile un pic mai mari, dar aici având 12 echipe și dincolo, având 15 echipe, vă dați seama că sunt etape în plus. Și cred că se Cam egalizează tot acolo cheltuielile, cam sunt tot acolo. Se cheltuielile, ajunge, da. dacă nu chiar, o echipă de Liga 5-a cheltuie mai mult cu baremuri. Dar este deplasarea acestei echipe în deschidere, care aduce o altă cheltuială, un alt mijloc de transport sau ceva și... Și, Nu, în n-ar general, fi. nu sunt N-ar fi. distanțe Plus foarte mari și... condițiile de la terenuri. Adică la Liga a 4-a avem pretenții totuși să Omologarea avem terenului. un gard, avem pretenții să avem vestiare față de Liga a 5-a. Se impune prezența salvărilor la Nu, 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 nu avem. meciuri? Să avem Nu, atâtea. Nu există. Nu. Este un cadru medical specializat, nu. asistent medical, Da, și un da. organ de ordine specializat. La fel, un organ de ordine care să aibă un curs de pază și protecție. Am înțeles. Și ce echipe au surprins plăcut până acum? Surprizele, să spun, la cele două ligi. Păi la Liga 4-a deja v-am zis, e Voința cu Dalbi care au numai victorii, au 4 victorii și sunt echipele, să zicem, de tradiție. Ivești, Ghirigeni, Au Târgu făcut și... Bujor, o echipă bună. Și de asemenea echipele nou promovate, v-am zis, Cosbești, La Târgu Berești, chiar Bujor, practic, îi așteptăm și pe Schela să-și revină și să... e vorba de domnul Ion Basalăc, care a activat Târgu la Bujor este Oțelul și vorba de au domnul adus Ion foarte Coroiu, care este mulți. Da, finanțator da. privat și acolo e o nebuloasă, să zicem. Deci această echipă plătește primăriei ca să joace pe teren. Această echipă, acest domn președinte Coroiu, a investit din banii lui și a refăcut terenul, a refăcut stadionul, nu doar terenul. Suprafața de joc arată foarte bine la momentul acesta, e de apreciat acest lucru. E surprinzător cum primăria le cere, deci au luat terenul și plătesc lunar o taxă, nu știu exact cât e, o taxă către primărie pentru folosința acestui teren. Deci în loc să vină în sprijinul echipei, îi se percepe și o taxă. Deci e complet privată, susținută. Se pare că are forță financiară destul de mare domnul Coroiu și gânduri mari. A adus mulți jucători de la Oțelul, sunt foarte mulți juniori de la Oțelul prin venirea domnului Basalăt ca și antrenor. Au reușit să aducă copii de 2002, 2003, 2004. Fac antrenamente, sunt copii pregătiți și copii care în viitor, eu zic că pot face pasul și către Liga a treia, dar o susținere financiară cred mai mare. Ar fi de apreciat să vină și comunitatea locală, unde la urmă este echipa comunității, nu? Și au o tradiție. Târgu Bujor au fost la nivelul Ligii a treia în Da, anii da, da. din urmă. Au o bază sportivă bună, adică cred că ar fi... Da, deci e un exemplu cum primăria le pune Da, bețe în da, roate, practic, da, da, da. Da, în loc să sprijine... sau măcar să le asigure accesul gratuit pe acea Exact, bază, în exact. condițiile în care, iată, deci oamenii aceia au investit și au refăcut Au stadionul. refăcut stadionul, da. Da, e Da, păcat. e bine că merge înainte și avem fotbal la Târgu Bujor, în față din altă parte, la Tecuci, de exemplu, nu avem fotbal. Păi Se da, tot surprinde construiește neplăcut acest lucru. stadionul de vreo 3 ani cu CNI și fiind pandemia, va mai dura încă cel puțin 2 ani, zic eu, la cum am înțeles că merg lucrările acolo, se mișcă destul de greu. Și am înțeles că din partea comunității se dorește echipă când va fi stadionul gata. Echipele de copii CSS Tecuci, ROT Tecuci și-au găsit deja și joacă în jurul Tecuciului, la Drăgănești, la Umbrărești. Fiecare se descurcă cum pot. Din păcate, municipiul Tecuci, al doilea municipiu al județului Galați, nu are fotbal în localitate. Da, și e o comunitate și acolo destul de puternică. Este. Eu zic Da. că lejer s-ar putea ține Liga 3 la Tecuci dacă... Exact. Sunt firme, recunoscut muștarul de tecuci pe plan Bineînțeles. național, da. Sunt acolo fabrici, deci Da. nu cred că ar fi așa, chiar așa o mare problemă. Da, este această Și problemă cu stadionul. e Bine, nici un singur nu știu teren câți. în tot acel oraș?
Da, este o bază sportivă veche care s-a dat către CNI, Da, s-a și... demolat tot. Erau două terenuri acolo, terenul 1, terenul 2. S-a demolat tot și se construiește și mai este un teren de dimensiuni mari la liceul agricol. Dar un teren care Dar nici copiii sunt nu joacă. localități în jur Da, care păi ar v-am avea zis, posibilități să găsească. cluburile de copii și juniori s-au reorientat în jur, Nu, către mă refer Umbrănești, dacă ar avea Revenești. o echipă, să spun, măcar de Liga a 4. Ar avea unde să joace Da, dacă și-ar acolo, dori e să aibă echipă, dar se distanță pare că mică. nu-și dorește. Acolo sunt probleme în comunitatea locală. Am mai auzit câte Consiliul nu ceva se de aprobă la... bugetul, au alte probleme, n-au timp de fotbal. Da, au... Da, din păcate, e vorba de tinerii din acea Așa este, da. Nu comunitate s-a care vrut, era un au... club privat, era Victoria Tecuci, s-au dus-o către primărie, un club privat, să preia, nu au vrut să preia. Care e area de selecție a echipelor de la acest nivel? Vorbim de localnici sau de jucători crescuți pe aici, pe la cluburile de juniori din Galați, să spun? Ambele variante, deci clar echipele cu forță financiară care își doresc obiectiv în primele locuri aduc jucători care au junioratul în Galați, jucători cu experiență, chiar și tineri acum, tineri care cresc și au junioratul făcut și chiar celelalte echipe au localnici. Și cei din zona Tecuciului, unde avem CSS Tecuci, care e o echipă de tradiție și crește tot timpul copii. Bine, marea majoritate se duc către Focșani mai nou, în ultimii ani. Chiar mă uitam la LPS Focșani, jumătate din jucători sunt de la Tecuci. Ar trebui să se numească LPS Tecuci Focșani sau Focșani Tecuci. E mai aproape acolo și le vine mai ușor să meargă acolo, îi școlarizează, și îi atrage. autoritățile alea nu se gândesc dacă copiii pleacă de la vârstă fragedă Da. din oraș, se Exact, mai întorc oare când pleacă la vreodată liceu, acolo? nu se mai întorc niciodată, asta e Păi, clar. măcar atâta să gândească la chestia asta, ca să atragă tinerii tocmai spre comunitățile lor. Că Da. altfel îmbătrânesc și încet, încet se ruinează acolo tot. Din localitate sunt copii Under 19, de aceea țin foarte mult la acest campionat și am dorit să-l reluăm. Copiii Under 19 sunt din localitate, sunt copiii comunelor respective, copiii. Chiar dacă sunt mai mici, unii de 13, 14, 15 ani, deci nu sunt chiar la nivel de Under 19, sunt din localitatea de acolo. Acolo e greu, au fost ceva. O echipă și-a dorit să aducă o grupă de copii de la Galați. Mi se pare, adică să nu poți să-ți faci o echipă din localnici, din comună, sunt școli, sunt. Dar poate nu mai au tineri. Sunt școli, n-au cum să. Adică nici chiar așa. Da, într-adevăr, sunt și comunități foarte mici, dar într-o comună de 7, 8, 10 mii de locuitori, sunt câte 4 școli, 3, 2, 3, 4 școli, Despre general. cine vorbim mai exact? Nu, zic așa, în general, să nu poți să constitui o echipă. E problema că nu îi atrag pe profesorii de sport, care de obicei fac naveta, sunt din oraș, din Galați și se duc și nu sunt doar nici să mai facă și o altă activitate. S-ar constitui foarte ușor dacă vrei să-ți faci o echipă de juniori. Sunt comune unde sunt și grupe mici, deci au făcut și grupe clasele 1-4, grupe Under 11, Under 12. Deci unde se vrea, se poate. Da. În schimb, am văzut că stăm ceva mai bine la infrastructură, fiindcă pe social media am văzut că s-au inaugurat niște baze sportive cu participarea unor foști reprezentanți ai. Da. Da, încet, încet, adică unde se dorește, unde comunitatea locală dorește, unde primăria dorește, unde primarului îi place fotbal, îi place sportul, fotbalul, că de asta ne Păi, ocupăm. dar nu cred că ar Reușește trebui. să atragă fonduri, unii și-au făcut, deci nu așteaptă neapărat să vină CNI-ul, care se mișcă foarte greu, după părerea mea, dacă cum avem exemplu Tecuciului, deci se construiește de 3 ani și cred că mai durează încă mult și bine. Poate se construiește vreun stadion din ăsta Nu, e un super. stadion cu 500 de locuri, un stadion de antrenament, nu e un stadion. Să nu vă imaginați că o să avem un Nu, stadion unde o să e, meargă Oțelul Galați să joace vorbim de 15.000 de de locuri. Sau. acel proiect standard Acel proiect cu standard, un exact, stadion cu da. 500 de 500 de locuri și un locuri, teren de antrenament. cu teren de Nu. antrenament, cu vestiare, cu. Da, nu este ceva ieșit din comun, e ceva. Probabil că lucrează unul singur acolo și. Ei, am auzit mai multe, sunt firme care au câștigat licitația, dar așa se întâmplă când sunt contractele cu statul. Au câștigat licitația o firmă din Pitești,
Și au venit și au întrebat, nu aveți oameni pe aici, pe la Păi ce? S-a da, angajat? Așa, da. Da, utilaje n-aveți ca să luăm, că noi n-avem nimic. Deci era o firmă cum m-aș fi dus eu, care nu mă pricep la construcții, să fac, să construiesc. Da. Din păcate astea să... De-aia zic primarii gospodari, primarii care își doresc să facă ceva și fac din fonduri proprii. Că ai amintit de inaugurare, ultima inaugurare a fost la Vlădești, unde primarul singur și-a făcut din fonduri proprii și a refăcut terenul, suprafața de joc, cu sistem de irigații, cu gazon, cu gard împrejmuitor, cu tribune. Mai trebuie să facă vestiare și este un stadion și le va face, cu siguranță. Va fi un stadion nou pe locul vechiului stadion și ne-a demonstrat că se poate. În scurt timp, nici un an, cred că nu a durat. Au jucat pe în alte părți, s-au sacrificat, s-au dus și au jucat pe la Scântești, deci, Fântânele. Și... Vlădești, care e o comunitate da, de care câte e o comunitate suferi, foarte mică, da. Deci da. Undeva la 2000 de locuitori, da. Poate să facă așa ceva în mai chiar puțin de un an de zile. Primarul a făcut acest eveniment foarte frumos, s-au adus foștii jucători, Ion Profir, Mitica Ragea. Ion Profir, autorul golului cu Juventus, Mitica Ragea, fost fotbalist de Liga 1, actualmente antrenor la Sporter Club Oțelul, la grupele de copii. A fost frumos și au adus toți foștii jucători, a fost un eveniment frumos, o inaugurare frumoasă și ne dorim să avem cât mai multe în județul nostru. Încearcă cât mai multă lume, am văzut și la Valea Mărului, aproape este gata stadionul și acolo se lucrează, sperăm să reapară echipă și la Valea Mărului. În toamnă am văzut în multe locuri, chiar și la Costache Negri am văzut, arată din ce în ce mai bine gazonul, unde se dorește și... Da. Ai spus la un moment dat că acolo unde primarului place fotbalul... Contează foarte mult. O fi contând, dar eu cred și că... Și oamenii din mult, jurul lui, nu neapărat. Oamenii din jurul lui. Comunitatea exact. Consilier. Să... Avem comune unde... Vă dau exemplu la Târgu Bujor. Este fost fotbalist. Fost fotbalist, eu l-am arbitrat pe domnul Andone. Este un fost fotbalist și nu vrea să vină către fotbal. Nu am înțeles de ce, deci. Sau sunt consilieri locali. La Tecuci erau consilieri locali, la fel, care erau alături de echipa de fotbal. La un moment dat în Tecuci cred că erau chiar două echipe la nivel de Liga a IV. Când au fost, bine, am avut și Liga a III și Liga a II la Tecuci. Da. Și dacă nu se dorește, nu se face. Da, dar am spus, deci nu ar trebui să se... La Băleni e un stadion nou și sperăm să apară și o echipă cât mai repede. Deci baze sportive încet încet se fac. Da, era o mare problemă în județul la un nostru. Dat, am rămas în orașul Galați cu problema. Păi da, în oraș avem o problemă. Aici. Stadionul Dunărea e închis de multă vreme. De... Stadionul Dunărea e... Păi cred că nu mai poate fi folosită suprafața de doar luată de la zero și reconstruită. Păi da, au stat corturile alea prea mult timp și sunt s-a și acum. Ars tot. Mai sunt și acum, cred. Păi da, sunt și acum. Da. Celălalt siderurgistul și el într-o situație... Siderurgistul nu mai are nici bani de rezervă. Au căzut în rând. Am fost la un meci de copii și juniori. Nu, au dispărut de acolo, că erau cuiva. Au venit și au luat băncile de rezervă și stăteau copiii în tribună. A fost prima etapă la juniori. Porter Club Oțelul Galați cu LPS Galați, Under 19, Under 17. Stăteau copiii în tribună, se băteau părinții între ei. Erau... Că tot vorbeam de revigorarea fotbalului gălățean. Este la nivel de seniori. La nivel de juniori avem multe de vorbit. Încă nu suntem revigorați deloc și nici nu văd o revigorare. Hai să vorbim, să abordăm acest subiect al juniorilor. Care sunt problemele cele mai mari de care vă loviți? Problemele cele mari sunt infrastructura, în primul rând. În oraș. În oraș, bineînțeles. Cam toate cluburile private încep să se îndrepte către mediul rural sau să-și facă baze proprii. Asta ar fi lucru cel mai bun. Dar nu au forță financiară să-și facă. Au început mai multe cluburi să-și facă bază proprie, încă nu le-au finalizat. Au reușit să-și facă terenuri de dimensiuni mai mici. E greu să construiești un teren mare. Da, e probabil vorba de exemplu Junior. Junior Galați și-a făcut o bază, un teren mic și doresc să-și mai construiască, să-și extindă. E și campion... pe suprafața unui fost teren de CFR, fotbal. Da, da. În Valea Grădinii Publice, acolo, da. Mai sunt campionii galați care au luat un teren undeva în Valea orașului și își construiesc, dar încă nu e gata, e greu. Tot acolo, din punct de vedere financiar, sunt probleme. Sunt probleme și avem multe cluburi,
Din păcate, nu au unde să se antreneze, se antrenează pe un sfert de teren, pe jumătate de teren, ori e greu să faci. E bine, întotdeauna am zis că apreciez foarte mult aceste cluburi private, deși unii îi blamează și spun că sunt doar Păi, doritori de taxă și... datorită Dar acești, datorită lor, lor, avem avem. aduși copiii către fotbal. Ei se Da. duc, se zbat, aduc din grădinițe, din școli, de la clasele primare, aduc copiii către fotbal, e meritul lor, îi aduc, îi instruiesc, dar ei pot să țină, așa cum v-a zis, până la nivel de 15 ani, under 15, cred că acolo e nivelul Da, când maxim. se trece la Când ai antrenamentul trecut pe la, teren mare, exact, nu ai mai trecut au la 11, unde. la 11, deja trecem de la under 14, la 11, la 11, și apoi când trebuie să treci la under 17, under 16, 17 la nivel național, Nu mai ai nu unde mai să ai te forță pregătești, nu financiară, mai ai unde nu să mai ai unde să te joci. pregătești și nu mai ai unde să joci. Și apoi dispar copiii cei mai buni pleacă din Galați, este clar. Și... Da, la un moment dat știu că i-a adunat Vasluiul, apoi a venit Academia lui Hagi, făcea Bineînțeles, da. selecție Pleacă, aici acum sunt și... multe cluburi din București, sunt multe. Da, acum Pleacă copiii se peste tot, împrăștie avem peste copii tot, peste da. tot și la Știu Cluj, că la sunt, Craiova, la... da. peste tot. Păi, la Craiova știi tu foarte bine. Da. Da, e vorba de juniorul care a plecat, nu? Da, La este... Craiova. Rareș, da? Rareș, da. Da. S-a antrenat și cu echipa de seniori aici Da, sigur, a la fost jumătate Oțelul de și... an, i-a prins foarte bine acest lucru. Dar, din păcate, la categoria lui de vârstă, nu avea nici măcar echipă cu cine să joace. Păi da, e În o acest sezon, problemă la Under și la 17, Oțelul, se tot Oțelul Galați discută. au adunat copii de pe unde au putut, ca să-și constituie un grup, o echipă, să poată să participe în competiție. Deci nu putem să vorbim de performanță, sub nicio formă. Da, e o problemă Nu avem nicio acolo. echipă clasificată la nivelul academiilor naționale, pentru că cred că le e și rușine să ducă dosarul să se clasifice, că le dă cu minus, nu le dă cu 0 puncte. LPS, CSM, Oțelul Galați, CSM tot auzim de mai bine de jumătate de an, ba e secția de fotbal, ba nu e. Adică nu cred că se poate face performanța așa, fără o stabilitate și fără să aduni cei mai buni copii din Galați și să-i ții, să le oferi ceva, în primul rând, ca să poți să-i ții. Păi, probabil dacă le-ar oferi, ar veni și copiii. În siguranță, Așa nu și-ar nu dori să prea vor să... plece copiii din Galați și ar dori să rămână acasă. E greu, nu e ușor nici să plece în altă parte și nici acolo nu sunt, vă spuneam din propria experiență, nu sunt condiții așa, wow, să spunem, vai, Marele Academie. Nu cred că avem în România Da, puține e o academii problemă mare, da, la care sunt nivelul într-adevăr copiilor, da. academii. Doar sunt unii pe hârtie, sunt unii care imagine multă și în rest... Da. Deci avem cantitate, dar nu avem calitate Da, în cantitate Galați. avem. Deci cantitate avem. Este acel turneu al speranțelor la 14 ani, când copiii trec la 11, la 11. Este de câțiva ani, de peste 5 ani, organizat de Federația Română de Fotbal, turneul speranțelor, la nivel zonal și apoi se face selecția la nivel național. Noi, din zona noastră, avem întotdeauna cei mai mulți copii, pardon. Cei mai mulți copii, ne uităm la județele din jur, deci când eu am un anumit an de vârstă, anul acesta va fi 2009. Am trecut 2008 în fiecare an, deci numai copii născuți în acel an. Și când îi adunăm, noi avem întotdeauna peste 100 de copii. 120, 140, 150. Ori județele din jur, când se uită la noi, Tulcea abia adună un lot de 20, abia dacă îl adună și pe ăla. Vrancea, dacă adună 30 de copii. Deci nu prea ai de unde să selecteze. Ea sunt toți care vin, sunt în lot deja. Ori la noi deja sunt discuții, ăsta e un lucru, nu-i bun, că sunt certuri, că de ce nu l-a luat pe ăla, de ce nu l-a luat pe ăla de la echipa aia, deja sunt discuții, că nu a vrut referentul zonal să-l ia, nu a vrut antrenorul să-l ia. Dar ăstea mă bucură că avem o arie mare de selecție și avem de unde alege. Copii și e concurență între ei, e concurență între cluburi să aducă copiii la selecționata județului Galați. Dar, din păcate, până aici, deci... Mai M-a zis departe. până la 15 ani, apoi deja se selectează și... Deci prima cauză e lipsa infrastructurii. Deci nu sunt terenuri, apoi Păi, vine partea financiară. partea Antrenorii nu sunt financiară. plătiți, părerea mea. Nu știu ce salarii au pe la Păi cluburi și ce dotări au fiecare club. Adică nu e normal la Under 19 sau Under 17 să antreneze un singur antrenor, cum se antrenează la noi la Galați. Vă zic că... Vă dau exemplu Craiova. Sunt cam 5 antrenori pe teren la un moment dat. Deci normal. sunt minim 2, nu există mai puțin de 2 antrenori la copii și juniori. Sunt
Copiii sunt monitorizați, sunt vizionări cu proiectoare, cu ce. La noi, da, probabil la nivel se de, face și la nivel individualizare de și absolut tot programul de antrenament. Nu da, 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 da. Aici. Din punctul ăsta de vedere, suntem departe de FCSB, de Craiova, de Faro, acum, că nu mai e Academia Hagi. Academia Hagi e doar la nivel mic, la grupele mici. Da, deci e o mare problemă la junior. Da. Deci lipsește o... Am crezut că prin înființarea CSM-ului se va reuși să se adune cei mai buni copii, să se facă o academie. Tot vorbim de academie. La Galați o face o academie. E mult spus academie, e greu. Măcar să se facă un centru de copii și juniori, cât de cât. Unde să se adune cei mai buni copii. Am auzit la un moment dat că s-ar dori o academie privată și pe aici, pe la Galați, dar nu știu. Academie e mult spus, academie e greu. Eu zic că academie nu prea avem în România. Cu mici excepții, una, două, maxim trei excepții. Ca, adică cea creată de Hagi, să spun, cu bază aproximativ, sportivă. Da, acolo au, într-adevăr, o bază sportivă și se apropie de standarde. Da, și cu școlarizarea copiilor, înțeleg că se făcea acolo, deci erau mai multe lucruri. Și, iată, erau atrași copiii în comunitatea respectivă, probabil unii vor rămâne în zonă, care au fost aduși din altă parte. Deci măcar așa ar trebui să gândească un edil, da? Nu fac că îmi place mie, fac fotbal, ci fac o activitate care să coopteze tinerii, nu? Și tinerii se rupă mai greu de acea comunitate. Așa, exact, dacă, să nu părăsească. Da, pleacă la prima ofertă, a plecat copilul și greu înțeles. După aceea îl mai aduce înapoi. Da. Am văzut că delegația arbitrii de Liga 1 la derbiurile din Liga 4-a... Sunt arbitrii noștri, sunt arbitrii Comisiei Județene de Arbitri Galați și e normal să arbitreze la orice nivel. Adică să ne ajute și pe noi aici pe plan local. Da, avem arbitrii Cojocaru-Vișan care arbitrează la Liga 1, arbitrează și la Liga 4, fără niciun fel de problemă. Și avem arbitrii valoroși la Galați? Păi avem, așa cum discutăm de fiecare dată, stăm destul de bine la ceea ce privește arbitrajul. Eu zic că suntem mult peste fotbalul. Noi avem la Liga 1 un arbitru și un arbitru asistent care, care arbitrează fotbalul, mai are până să ajungă la nivel de Liga 1. Am fost mulți ani, s-au zbătut doar la nivel de Liga 3. Avem arbitri de Liga 2, avem arbitri de Liga 3 cu perspectivă de promovare. Stăm bine în zona noastră, în zona Moldovei, cele 8 județe din Moldova și dacă luăm și celelalte, Dobrogea și ce mai avem prin jurul nostru, Brăila, Ialomița Călăraș, suntem undeva acolo la bătaie cu Iașu, care e centru universitar. Ei nu au la nivel mare, dar au mai mulți la nivel de Liga 3, au peste noi, pentru că beneficiază de universitățile pe care le au și toți copiii din zone se duc la un moment dat la facultate la Iași. Și reușesc, la fel cum spuneam, ca și la fotbal, îi atrag și rămân acolo, rămân ai lor. Și au numeric peste noi, sunt peste noi numeric. Dar valoric, eu zic că suntem foarte bine. Dar încercăm să atragem cât mai mulți tineri către școlile de arbitri. Chiar acum o să începem în luna octombrie o școală de arbitri. Încercăm să aducem cât mai mulți. Încercăm să aducem cât mai mulți. Încercăm să aducem tineri fotbaliști. Asta ne dorim foarte mult. Am reușit în ultimii ani să aducem. Sunt tineri care joacă la Oțelul, la CSM, LPS, copii de 16, 17, 18 ani, care au venit către arbitraj și cărora chiar le place arbitrajul. Unii chiar au prins și încep aproape să renunțe la fotbal, ceea ce nu-i îndrumăm să continue și cu fotbalul atât cât pot. Dar le-am zis că aici putem să facem performanță, adică aici pot să facă performanță dacă sunt serioși și să ajungă la un nivel mult mai mare decât ca și fotbalist. La un moment dat vezi și nu ai nicio perspectivă ca fotbalist. E o oportunitate și poți să faci un pas din coace. Plus că te ajută în cariera de fotbalist. Absolut, te ajută să ai cunoștințe. Păi, vedem la Liga 1 că sunt antrenori și jucători care habar n-au de regulamentul, de legile jocului de fotbal. Da. Cum caracterizezi evoluția echipei Oțelul în acest prim sfert de sezon? O evoluție foarte bună, surprinzător de bună, aș spune eu.
În condițiile în care, practic, se bazează pe aceiași jucători. Exact, aproximativ același lot de jucători, câteva implanturi bune, câteva implanturi nereușite, trebuie să spunem, că am văzut și jocul de la Petroșani, unde li s-a dat șansă rezervelor. Și am văzut că sunt unii care mai greu față rigorilor ligii a doua. Păi au jucat cu echipa de Liga a treia, da. Erau câțiva fundași care erau cât mine și le-au pus probleme destul de multe. Da, e cam același lot, într-adevăr, dar eu formez un grup, o echipă, omogenitate, și meritul este al lui Dorin Elmunteanu, cel care a reușit să-i unească, să-i strângă în jurul lui și să formeze, într-adevăr, un grup, o echipă care este greu de bătut. Până la momentul ăsta nu a reușit nimeni să-i învingă, nici chiar să-i domine, zic eu, poate cu excepția acestui meci de la Petroșani, când au fost perioade de dominare, dar nu este un etalon, în campionat vorbim, unde au făcut doar trei egaluri care puteau fi ușor transformate în victorie. La Progresul Spartac puteau să câștige fără probleme, la Schellenberg puteau să închidă jocul, să câștige 1-0, la 2, să facă 2-0 și era terminat jocul. Și chiar și meciul cu Politehnica Iași de la Galați, care a fost primul meci, a fost impactul acela cu Liga a doua, unde au fost și emoții mari, clar. Și au fost ocazii mari de partea oțelului și puteau să câștige, adică nu a fost peste Politehnica Iași. Iar așa, ca și o glumă, cei de la Iași, când au venit la început, delegația lor foarte numeroasă, nu încăpeau în lojă, erau cu nasul pe sus, a venit nou promovată, adică nici nu concepeau să plece fără 3 puncte, fără victorie. Iar la final strângeau mâna la toată lumea și erau bucuroși că au luat un punct. Dorin Elmuteanu era supărat că a luat doar un punct. Da, Iașu, deci, pentru Iași a fost un punct obținut, la președintele clubului până la ultimul din delegație, toți erau, domnule, am luat un punct, o echipă bună. Da. Oțelul s-a calificat în faza grupelor în Cupa României. Recunosc că și pentru mine e o necunoscută cum se vor alcătui aceste grupe, da, și acum, cum se vor programa jocurile. Și-au dorit, nu și-au dorit, că am văzut multe declarații la multe echipe, mulți antrenori care au zis că ne încurcă această Cupa României. Într-adevăr, e un sistem nou, nici eu nu știu exact cum... care va fi atractivitatea și cum va fi... Aflăm astăzi, da, e un pic complicat. Sunt grupe, sunt în alte țări, am văzut că, în special, e modelul din Turcia, în ce am înțeles. Se fac 4 grupe de 6 echipe. S-au făcut 3 urne valorice, le-am văzut acele urne. Oțelul este în urna a treia, cu toate celelalte echipe de Liga a doua și a treia. Exact. Sunt 8 echipe. Și sunt 2 urne, urna 1, urna 2, sunt echipe de Liga 1. Și de acolo se vor extrage câte două echipe din fiecare urnă. Două urna 1, două urna 2, două urna 3. Și se va face grupa de 6 echipe. După care se vor juca doar 3 meciuri. Adică fiecare echipă va juca cu câte o echipă din fiecare urnă. Adică oțelul, fiind în urna 3, va juca cu echipa din urna 1. Automat are. Una din cele două, cum se va trage la sorți, nu știu. Adică se va trage probabil la sorți una dintre cele două, care vor fi în grupa noastră. Una din urna a doua, unde la fel vor fi două echipe, se va trage la sorți. Deci e clar că vor fi 2 meciuri pe teren propriu. Am înțeles că se joacă la echipa mai slab clasată. Deci vom avea 2 meciuri cu echipe de Liga 1 la Galați. Asta e un lucru foarte bun, zic eu. Sperăm să fie și televizate la ore frumoase, nu la ora 11. Și să vină și lumea la stadion. Că și aici am văzut că e o problemă. Când e foarte cald, nu vine lumea la stadion. Când e frig, plouă, nu vine lumea la stadion. Suntem doar suporteri de rezultat, suporteri care au venit doar la baraj sau la meciul amical cu FCSB, unde am umplut stadion. În rest, mai greu, doar pe Facebook acolo să comentăm și să abia așteaptă unii prima înfrângere a oțelului. Parcă oțelul ar fi clar favorita numărul 1 la promovare. O echipă nouă promovată, totuși o echipă care în pregătiri toată lumea înjura. În pregătiri au mers la munte, așa cum știm pe Dorin Elmunteanu, el e cu alergarea, cu preparatorul fizic, cu... Așa, echipa alerga și vedeam reportaje și filmări, alergau printre dealuri, printre capre, printre oi. Da. Erau caprele alături, erau și apoi veneau la meci. Ori erau alte echipe care făceau doar cu mingea pe teren și rezultatele erau 3-0, 4-0, 2-0, gata, noua Brăila, gata, la fel, sunteți o rușine. Și uite că acea pregătire fizică acum își arată roadele și sperăm să-și arate până la finalul sezonului, până decembrie. E sistemul... Echipa stă în picioare, echipa stă bine în teren, echipa aleargă și se văd rezultatele. Și valoarele nu mai contează, că sunt echipe, într-adevăr, oțelul se bate cu echipe care au salarii 5, 6, 7 mii de euro. Ori la Galați, din ce știu eu, nu e nici jumătate salariul maxim.
Și e greu, adică sunt jucători de valoare, jucători aduși, jucători din străinătate, jucători care au jucat la Liga 1. Sunt echipe bune. Nu joacă bani, într-adevăr, dar ca să ai acel salariu înseamnă că ai demonstrat ceva de-a lungul carierei. Nu e întâmplător. Da, și revenind la aceste grupe, înțeleg că se vor trage la sorți. Deci acele șase echipe. Cine se califică? Primele două se califică. Sunt și cum? Patru grupe de șase. Și dacă se ajunge la o situație... Sunt patru grupe de șase, da, și se califică opt echipe în sferturi de finală. Atât știu. Vor fi sferturi, semifinale, finală. Toate într-o singură manșă. Și dacă ajungi la egalitate de puncte și de golaveraj în grupă, da, aici care va fi criteriul de departajare? Nu știu că e prima ediție și chiar nu știu. Da, de asta sunt... Da, e posibil să fii la egalitate de puncte cu o echipă cu care nu te-ai întâlnit. Da. Meciul direct nu poate fi pus la... Exact. În clasament și se va lua golaveraj sau ce se va lua. Și dacă și golaverajul e același... Și dacă și golaverajul este același identic, numele, linia de clasament identică... Numărul de, da, goluri marcate identic... Da. Nu știu cum se va lua. Nu știu care vor fi. Probabil vor fi prezentate acum la... la... E o emulație, e și financiar. Am înțeles, fiecare tur trecut a fost recompensat financiar. Și aici, în grupe, fiecare punct, am înțeles că ar fi 4.000 de euro. Aha. Deci e o sumă, cum erau Axiopolis, Cernavodă, dacă intrau în grupe, își făceau buget de Liga 3-a. Sau echipele de Liga 3-a. E o schimbare, sunt mai multe jocuri. Pe de o parte, unii spun, exact de asta se plâng, domnule, că avem mai multe jocuri. Pe partea cealaltă, li se poate da șansa și celorlalți din lot să joace. Da, cum s-a întâmplat la Oțelul. Dacă... Vom vedea care va fi emulația. Și uitați, deci cum chiar nu m-am gândit până acum, deci văzând urnele astăzi dimineață, au apărut urnele valorice, chiar m-am gândit, dacă se joacă la echipa mai slab clasată, deci Oțelul are două jocuri acasă cu echipe de Liga 1. Deci vor veni două echipe de Liga 1. Poți să pici în grupă cu FCSB și cu Rapid, de exemplu, că Rapidul n-a terminat în primul loc. Da. Și aduci două echipe de top la Galați, da. Și atunci umpli stadionul și ai și tu. Vedem și dacă nu plouă. Și o rețetă financiară, nu cred. Cred că vin bucureștenii peste noi, dacă nu vin Galați. Ne dorim ca cei care vin să nu vină pentru echipa adversă, să vină pentru Oțelul la stadion. Așa este ideal, să fie suporterii Oțelului, suporterii Galațiului, nu suporterii FCSB-ului care vin să vadă doar pe FCSB. Păi, o să implementați și la ligile inferioare sistemul ăsta? Nu cred, nu. Așa cum știți, mie nu-mi place nici play-off-ul. Eu nu sunt adeptul, chiar mă gândeam acum când mi-au dispărut patru echipe și aveam doar 8. Zic, dacă nu reușesc să fac 12 echipe, sunt nevoit să fac play-off ca să îndeplinesc criteriul numărului de jocuri pentru promovare. Da. Și mie nu-mi place acest sistem cu play-off. Nu, nu doresc campionat normal, cu clasament. Acest play-off... Nu știu câtă spectaculozitate aduce și cât la nivel de Liga 4. Am exemplu Bucureștiului, unde AMFB a organizat acel campionat cu Rapid, cu CSA Steaua, l-au organizat ei. Au zis, e play-off, îl organizăm noi. Și au primit amenzi de nu știu câte miliarde de la jandarmerie, ei fiind organizatori. Ei s-au bătut în tribună, suporterii au rupt garduri, au nenorocit, Așa, și organizator era AMFB. Nu era niciunul dintre cluburi, ei au ales terenul unde s-a organizat și au primit ceva drepturi TV de la Digi, că a fost atunci, ăla a fost singurul an în care s-a transmis la nivel național un play-off de Liga 4. Și apoi s-au trezit cu amenzi de nu știu câte miliarde de la jandarmerie și în cazul ăsta aproape închizi. Noi suntem o entitate mică, nu avem forță financiară să ne permitem. Plătim și amenzi. Da. Cupa se joacă, nu? A început ediția la nivel... Încă n-a început la nivel județean, nu. Sau început începe, cu Liga 4, Liga 5, campionatele și o să facem și etape de cupă. Le facem tradițional etapele de cupă. Începem cu Liga 5 și apoi ne ducem către Liga 4 și către vârf. Undeva în primăvară trebuie să dăm câștigătoarea cupei care merge la nivel național. Acum ați văzut că s-au făcut și la nivel național. Câștigătoarele de cupă au jucat numai între ele și s-au făcut 7 zone. Și, din păcate, echipa noastră, Unirea Branșteni, a pierdut acea finală. Chiar a fost frumos. Au ajuns în finală și la fiecare regiune, din cele 7 regiuni, au fost premiate cu un trofeu, cu medalii. Adică e o amintire frumoasă. Au câștigat și Cupa României la nivel județean, Cernavodă, au câștigat și Cupa României, faza regională. Au două trofee. Uh-huh. Și cumva sunt recompensatele și echipele mici, care e greu să ajungă. Acum a fost o excepție. Cernavodă, la un pas, să ajungă în grupe. E greu să accezi. Și apropo, urmărești și evoluția echipelor din Liga 3, Liești și Umbrărești? Nu, Liești și Braniștea.
Braniște, siguranță, pardon. cu siguranță, mai ales acum au jucat ambele echipe la Aliești. Stadionul Oțelul a fost gazonul refăcut și au mers, sâmbătă au jucat cei de la Aliești și duminică au jucat cei de la Braniște, tot la Aliești. Un stadion foarte bun la Aliești, care este întreținut și arată în condiții foarte bune. Și la Braniștea se face stadionul? La Braniștea se construiește, încă e în stadiu de proiect. Abia au făcut instalațiile și ce trebuie și apoi să pună gazonul în această toamnă. Am înțeles, s-a ratat undeva însămânțarea gazonului în perioada care trebuia. Și trebuie refăcute, dar trebuie refăcută și vestiare și tot. Sunt mai multe lucruri la Braniște. Ei spun că în retur ar juca acasă. Să sperăm că va fi totul gata și vor reuși să joace, că e altceva când joci în comunitatea locală. Un început destul de bun, nu foarte bun. Mă așteptam la mai mult de la echipa din Liești, care totuși parcă e un pic în regres față de sezoanele trecute. Sezonul trecut stătea pe primul loc. Sezonul trecut a fost pe primul loc la un moment dat și apoi a stat mult timp pe a ieșit primul loc. N-a reușit să prindă play-off-ul, acolo a fost pe o problemă. Da. Da, n-a reușit să prindă play-off-ul. Au fost locul întâi în play-out, adică locul 5 au terminat. Acum sunt acolo, sperăm să fie acolo în primele. Dacă va reuși vreuna dintre ele, ceea ce mi-aș dori să fie amândouă în primele 4 în play-off, ar fi frumos. În play-off sperăm să reușească, să-și mai îmbunătățească lotul și să-și revină. Pentru Braniște a fost un impact, da, la început a fost impactul cu Liga 3. Sunt jucători care au jucat, și Liga 3 și Liga 2, dar na, e emoția de început. Primul meci care a fost cu Liești, un război local, 0-0, s-au împărțit punctele. Și apoi au pierdut cu Ianca, ăla a fost un meci surprinzător, au pierdut acasă cu Ianca, dar încet încet și au revenit și s-au acomodat. Sperăm să, adică în primul rând, să nu avem surprize cu retrogradare. Asta sperăm, să nu retrogradeze niciuna din cele două echipe și să rămână la nivelul Ligii a treia. Dacă se poate mai sus, siguranță va fi o bucurie. Dar în acest moment, la ce jucători există în Liga 4, avem potențialul pentru a forma un lot de jucători competitiv în Liga 3, adică dacă... Da, și păi, dacă financiar... ne uităm numai la seria noastră, da, dacă ne uităm la Dacia Unirea Brăila, cred că primele 6 echipe din Liga 4, fără probleme, bat Dacia Unirea Brăila de la noi. Mai e și echipa din Buzău, care acum se tot întărește pe parcurs, mai aduc jucători limpeziși. Ei sunt undeva spre București și tot adună jucători, dar sunt o echipă de Liga 4, după părerea mea. Și eu zic că vârfurile noastre se pot bate de la egal la egal. Problema e financiară. Financiar, problema e financiară. Da. Impactul financiar este foarte mare și nu știu dacă există 100% posibilitatea, așa și-au anunțat intenția că ar dori și cu Dalb și Ivești. Sunt echipe cu forță financiară. Târgu Bujor, cred că în viitor... Ar fi un duel Ivești-Liești acolo în zona. Ar fi senzațional. La Liga 3, da. Ar fi senzațional. Târgu Bujor, cred că și ei în anii următori vor ataca Liga 3. Da, vom vedea. Pe aici, da, totul e de e financiar. Impactul deci este financiar. Jucători ar fi. Jucători găsim, da. Și jucători, eu zic că echipele noastre au făcut mereu față. Ar și Valea Mărului, când a promovat, nu au fost chiar ultimul loc, deși nici acolo nu erau condiții financiare grozave, nici teren, nu au avut la un moment dat Universitatea Dunărea de Jos, nu au retrograt sau retras, deci au făcut față la nivelul Ligii a treia. Dar în acest moment, deci numai la intenții, declarații de intenții, da, da. Ar fi echipe care să-și dorească să promoveze la vom vedea, Liga a treia. Vom vedea pe parcurs și vom vedea mai cum se structurează clasamentul mai spre retur, spre primăvară, când nu vom vedea exact cum stăm fiecare. Din punct de vedere disciplinar, mai apar probleme la Liga 4, Liga 5? Am văzut și niște rezultate omologate la Masa Verde de asta. Rezultate omologate la Masa Verde au fost din cauza contestațiilor la Liga 5 sau din cauza lipsei vizei medicale pe care de joc ale jucătorilor. A fost o neglijență a unei echipe care... Nu a verificat că le-a expirat viza medicală. Sunt și probleme disciplinare, să zicem, izolate, dar noi le dăm ca exemple. Chiar acum am avut, acum 2 săptămâni, un incident la Cișmele. Un jucător recidivist, Pătrus Lucian, un jucător a luat cartonașul galben, nu i-a convenit de arbitru, i-a dat peste mână,
A luat cartonașul roșu, a părăsit terenul de joc, s-a dus în tribună și a mai căutat el doi. S-a terminat jocul fără probleme, deci în timpul jocului nu au fost incidente, nu au fost probleme și a mai luat doi prieteni din tribună și a venit la vestiare să intre, să intre în vestiarul arbitrilor să forțeze. Au încercat să-l țină cei din echipa lui, cu greu, au reușit să-l potolească. Acest jucător cu un an din urmă, un jucător de 36 de ani, jucător, nu pot să-i spun jucător, e un recidivist, un infractor, am înțeles că are și cazier, m-am interesat și la poliția din Smurdan. Fusese suspendat de noi, în urmă cu câțiva ani, fusese suspendat 2 ani. Uh-huh. Și acum l-am exclus din activitatea sportivă și sperăm să nu-l... L-am dat și cu poză, toți arbitrii l-au, sperăm să nu-l mai vedem, le-am zis și echipei din Cișmele, dacă acest jucător mai apare îmbrăcat în echipament de joc, nu se va mai disputa acest joc. Adică niciun joc la ei la Cișmele. Nu avem nevoie de astfel de oameni pe terenul de joc. Dar asta e un caz izolat. Un caz izolat și pe care îl dăm ca exemplu și nu ne dorim așa ceva la fotbal. Să se ducă unde vrea el. Ok. Și ce alte obiective mai aveți de dus la îndeplinire în acest final, în partea a doua a acestui sezon? Prima parte a sezon. Am început deja toate campionatele de copii și juniori. Avem juniori Under 11, unde organizăm skill turneu, avem juniori Under 12, juniori Under 13, juniori Under 15, unde este Liga Elitelor Under 15. Aceasta a început cel mai repede, pentru că are finalitate la nivel național. Iar săptămâna aceasta finalizăm faza județeană, după care trecem la campionatul județean Under 15 și dăm două echipe la nivel național. Aceste două echipe se vor duce și se vor, ca și anul trecut, se vor bate la nivel național cu județele limitrofe. Uh-huh. Și chiar ne dorim o clasare cât mai sus. Avem școala de fotbal Oțelul Galați și junior Galați, probabil, uh-huh, cea de două echipă, două grupe de câte șase echipe. Școala de fotbal Oțelul Galați, care nu are legătură, cu suporter club Oțelul Galați. Sunt acei copii care se antrenează pe stadionul Ancora. Sunt privilegiați, au o bază sportivă foarte bună, un teren de iarbă foarte bun. Păcat că nu e complet. Nu este complet, dar se pot antrena, nu se pot disputa jocuri oficiale, dar este foarte bun de antrenament și drept dovadă, uitați că se cresc copii acolo. Chiar le-am zis celor de acolo, cât mai pot să-i țină pe acești copii. Deja au crescut, au generația 2008, generația 2009, generații foarte bune. Da, dar ei au, din câte știu, contract cu... sau un protocol de colaborare cu FCSB, cei de la școala de fotbal Oțelul. N-au plecat deocamdată copiii la FCSB, nu știu ce protocol au, deocamdată n-au plecat copiii, sunt copii buni. Și sperăm, asta spuneam, la nivel de Under 15 să ajungă chiar în primele 8 din țară, această generație de 2008. Este anul lor de vârstă, ei au jucat și anul trecut la Liga Elitelor Under 15 cu handicap de vârstă, jucau cu cei cu un an mai mare. Anul acesta sperăm să facă o surpriză plăcută și să... să ajungă în primele 8 echipe, dacă se poate, din țară. Da. Deci juniorii vă interesează în primul rând, da? Clar, ne dorim juniorii să creștem. Va fi selecționat a turneul Speranțelor la nivel de 2009, unde la fel sperăm să facem o echipă competitivă și să ne batem iar cu Constanța. E greu, asta e lupta noastră în fiecare an. Dar încercăm să ducem cât mai mulți copii către faza națională. Mult succes atunci! Mulțumesc! Și mulțumim pentru prezența în studio. Mulțumim și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. O zi cât mai bună în continuare. La revedere!